Făgăduința noului legământ. În Evrei, capitolul 10, cu versetele 16 și 17, găsim scris: Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Și nu mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Creatorul oamenilor, dătătorul legii, este cel care declară că nu și-a propus să înlăture perceptele ei. Tot ceea ce este în natură, de la firicelul de praf din rasa de soare și până la lumile de sus, toate se află sub lege. Iar ordinea și armonia din lumea naturală depinde supunerea față de aceste legi. În mod asemănător, există mari principii ale neprihănirii care controlează viața tuturor ființelor inteligente, iar bunăstarea universului depinde de conformarea față de aceste principii. Legea lui Dumnezeu a existat înainte ca pământul să fie chemat la existență. Îngerii sunt conduși de principiile ei și omul trebuie să asculte de legile divine pentru ca pământul să fie în armonie cu cerul. Hristos i-a adus omului la cunoștință perceptele legii când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Misiunea lui Hristos pe pământ nu a fost aceea de a strica legea, ci de a-l readuce pe om prin harul său la ascultarea de perceptele ei. Ucenicul iubit care a ascultat cuvintele rostite de Iisus pe munte, scriind la mult timp după aceea sub inspirația Duhului Sfânt, se referă la lege ca la o obligație neîntreruptă. El spune că păcatul este fără de lege și că oricine face păcat, face și fără de lege. 1 Ioan 3:4. El arată limpede că legea la care se referă este o poruncă veche pe care ați avut-o de la început, 1 Ioan 2,7. El vorbește despre legea care exista la creațiune și care a fost repetată pe muntele Sinai. El, adică Isus, trebuia să arate natura spirituală a legii, să prezinte principiile ei durabile și să arate clar obligativitatea ei eternă. Frumusețea divină a caracterului lui Hristos față de care cel mai nobil și cel mai blând dintre oameni nu este decât o slabă reflectare a sa, despre care Solomon scria după inspirația Duhului: El se deosebește din 10.000. Așa este iubitul meu, despre care David a spus când l-a văzut în viziune profetică: Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Psalm 45:2. Iisus, întipărirea persoanei Tatălui, strălucirea slavei sale, răscumpărătorul care s-a tăgăduit pe sine pe parcursul pelerinajului dragostei sale pe pământ, a fost o întruchipare a caracterului legii lui Dumnezeu. În viața sa s-a arătat că dragostea de natură cerească și principiile creștine stau la baza legilor dreptății eterne. Principiile care i-au fost aduse omului la cunoștință în paradis, ca fiind marea lege a existenței, vor rămâne neschimbate în paradisul refăcut. O, Părinte Ceresc, îți mulțumesc atât de mult că te-ai îngrijit să-mi dai legi care să poată să mă conducă în lumea aceasta și să-mi arate ce este bine și ce este rău. Ajută-mă să le respect. Și te rog, ajută-mă să-ți dau voie ca tu să îmi dai un caracter nobil și curat. Îți mulțumesc că și astăzi tu mergi cu mine și eu sunt biruitor prin tine. Amin. Amin.